Cireașa de pe tort am lăsat-o pentru final. Ea este beauty blogger și un personaj extrem de simpatic. De câte ori îmi aduc aminte de numele ei frumos, îmi vine să cânt Sigina, 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 ți-am făcut vineri o farsă mișto. Sigina Pop! Soyez les bienvenus ici dans notre plateau. Bine v-am regăsit. Cum ne-ai regăsit acum? Așa parcă mai liniștiți, mai comunicativi. La început, data trecută, mi s-a părut că v-am găsit la fel de liniștiți. Da? Și după ce s-a ajuns în platou? S-a stricat puțin treaba. S-a stricat un pic treaba. Da, mă gândeam ce sărăcia se întâmplă. Ce sărăcia se întâmplă? Că nu e normal să se întâmple așa ceva, așa, treptat, treptat. Sigina a fost invitată aici să discute despre frumusețe la feminin și la masculin, despre întreținere, un produs pentru alungirea genelor. Și de aici până la clismă cu cafea e un pas, un salt tonic. Da, m-au prins și m-au pus la zid cu un post de pe blog. Ați vrut să mă nenorociți, hackerilor! Da, avem material să vedem cum ne-am distrat cu Sigi. Da. Continuăm să facem ziua mai veselă invitaților noștri, dar nu înainte de a face viața mai amară lui Vlad. Hai că începem și lucrăm și la locul tău și mâine, poi mâine poți să dăm sub pod la Ira sau chiar pe calea Turzei. După atâta șoc și groază, iubitul Adelinei a renunțat să lupte și aplaudă. Bravo, Nicu! L-ai invins! O mare plăcere și o mare bucurie este să o avem în platou în închiderea Tonic Show-ului de astăzi. Avem alături de noi o expertă în beauty, regina cremelor de înfrumusețare, parfumurilor, împachetărilor corporale și coprorale, doamnelor și domnilor, domnișoara Sigina Pop! Cu Sigina mai încercăm odată farsa cu ușa care nu vrea să se deschidă. Noblețea obligă și invitata noastră preferă să nu se înghesuie prin crăpătură. Vine, hai, hai, hai. E 1-0 pentru Sigina, dar sperăm să preluăm conducerea până la final. M-am trezit imediat ce am intrat aici. Toată lumea se trezește. Mai puțin băiatul din primul rând care... Câți metri ai, Gică? Cât ești de înalt? Câți vrei tu? 1,90. Și chile? 90. Și creier? Da. E o emisiune interactivă. Bine ai venit în ultima parte a emisiunii. Încercăm să educăm să fim... Astea sunt apucăturile stand-up-ului. Acum, da, te cunosc. O să discutăm despre gene frumoase, gene sănătoase. Discuția este despre frumusețe, așa că e mai bine ca Adelina să preia frâiele și pe Nicu îl invităm în culise pentru a-și da cu pudră pe nas. Hai tu, bine, mersi. Sunteți mai în temă. Ceapă? Ceapă? Ceapă! Sau, decât pudră, mai bine ceapă. Foarte bun antioxidant și, în plus, pute de tea cu leșin. Noi sperăm să o ia cu leșin pe Sigina. Am un blog de beauty, shopping și lifestyle. Între timp, în platou, fetele discută chestii cu greutate. Din fericire, se întoarce Nicu, proaspăt și chiar mult mai tonic decât de obicei. Da, tot acolo puteți găsi informații. Este o secțiune pe www.sigina.ro. Sigina.ro, da, aveți și sigina.com. Sigina.com este blogul în spaniolă. Spaniol. Da, în spaniolă. Și are și un videoblog. Am videouri. Câte da, videouri? Pentru am văzut vlog. La paleta aia. Cum îi zicea? Ok, da, aia este în spaniolă. Este, da, o paletă de farduri. Un review la... Dacă îți scăpa fardurile alea. Aoleu, și asta știi. Și asta știu, pentru că eu urmăresc tot contentul. Deci, Nicu mă citește mai ceva. Mai des ca pe mama. Da, cred că nici prietenele mele nu mă citesc așa de mult. Văd că vă împrieteniți, nu mai insist. Da, Nicu, haide să scapi cumva de mirosul de ceapă.
cui pe cui se scoate, iar mirosul de ceapă trece cel mai bine cu cel de usturoi. Propoziți cu un cadou de iepuraș. Așa. Să continuăm dialogul. Te rog. Cred că cineva are nevoie de produs de, aici. De produs. Produs? Ce produs? Ce produs? Ce produs? Nu e vorba de Calea Turzii. Așa. Spune-ne. Hai că dialogăm acum. Dezvolte-ți ideea. Poți să-l aplici și pentru creșterea sprâncenelor, acum că se poartă sprâncenele foarte groase. Super. Și foarte accentuate, da. Super! Se poate aplica așa. Nu neapărat, ci să completeze un look minimalist, cum se poartă acum. Păi sunt silicone pentru locuri minimaliste, Sigina, dragă. Vorbeam de față, Nicu. Mă, că simt așa o afinitate deosebită între voi. Suntem intim 2.0, dar tu nu înțelegi asta. Ne cunoaștem bine, dar nu atât de bine. Nu până dar acolo. Nici nu trebuie. Nu, nu, nu e problema. Na, bun. Așa. Da, ai avut vreo nemulțumire? Acum că a plecat din nou Nicu, e timpul să trecem la chestiuni mai intime. Adelina a învățat de curând un nou cuvânt. Clismă. Dar, așa cum îi stă în caracter, l-a învățat pe de rost. Fără să-l înțeleagă în profund zime, cum s-ar spune. Da, uite, hai să te întreb altceva, că foarte fain ai povestit până acum. Eu mai știu ceva că mi-ai scris acolo, adică am auzit, așa, mi se șoptește, ceva despre o clismă cu caf. Da, este una din postările cele mai căutate la mine pe blog. Este vorba despre clisma cu cafea. Eu abordez tot felul de subiecte care au legătură cu frumusețea, iar frumusețea vine din interior spre exterior. Nu din interior, din adânc. Curățenie internă și apoi cu cea externă. Și clisma... Curățenie internă. Clismele sunt o modalitate de a te detoxifia, de a te menține sănătos. Bineînțeles, nu, la recomandarea medicului poți să le faci la un interval mai mic, dar nu foarte des, ca să nu distrugem flora intestinală. Nu, bun, dar hai să vedem totuși ce e aia clismă. Irigarea anală. E, la asta nu ne așteptam. Adelina, tu ai înțeles? Și pe unde se bagă apa? Prin fund? Deci este parte din procesul de detoxifiere și noi dacă vrem să avem un ten frumos, un păi păr, vreau, chiar vreau un păr asta. Mirobolant și strălucitor, așa. Atunci trebuie să începem din interior. Păi cu ce băgăm am... în gură și cu ce băgăm... Scoatem pe fund, sau cum? Așa. Vlad, te-ai rușinat? Putem să trecem la alte detalii. Dar normal. Okay. Dar era o curiozitate. Bun, hai să vedem poziția, că acum ar fi... No, bun, dar tu, de exemplu, când ți-ai făcut, cum? Ce poziție? Mama mi-a explicat, m-ai băgat în ceață. Întins cu... pe pat. Pe canapea, hai să... Ia să văd. Mă leași un te pic? Rog, da. Sau te întinzi tu? Te întinzi tu. Ne întindem cam prea mult. Uneori chiar și emisiunile despre sănătate au nevoie de puțină cenzură. Pentru demonstrația practică vă invităm să accesați pagina de internet a emisiunii noastre. www.tonicshow.ro. Până una alta, Sigina, te invităm să zâmbești. A fost o farsă. Oh, Sigina! Oh. Ediție specială de... Și bine, de 1 aprilie, Tonic Show, wow. Fără supărări, fără nervi, fără stres. Chiar mă gândeam eu, what the... What the... Ha. A fost foarte tare. Foarte tare. Foarte tare. Am început frumos cu gene, cu blog de beauty, cu
Ce mirosea mai tare, usturoiul sau ceapa? Că eu tot nu-mi dau seama. Mă gândeam dacă la un moment mi-a fost foame. Cine știe ce mâncare bună am mâncat, nu-mi dă și mie. Chită, coslană și porodici! Numai că trebuia să-ți fac și eu o farsă acum de 2 aprilie și să mănânc fasole. Cu fasole, clisma, știți cum merge? Clisma... A, că mi-e milă de Adelina, că mi-a plăcut foarte tare de Adelina, eu abia aștept să văd asta pe internet, pe tonicshow.ro, să vedem dacă chiar... Da, acolo trebuie bulinuță 18 la un moment dat. Mă uitam disperată în jur, la toată lumea era așa de liniștită și mă gândeam, nu pun ăștia o bulinuță, ceva, e 7 după masa. 7 după masa, păi bulinuța, da. Da. Deja eram la discuții de acelea cu bulinuță 18. Cu bulinuță 18. Oricum, Adelina, vezi... Nu fi frică, ce frumos de e. CNA și de... Pe lângă că în platou se leagă destine, platoul tonic, se învață și cuvinte noi. De exemplu, clisma. Clisma la gândaci. O să avem într-o emisiune ulterioară, dar... Adelina, de asta o apreciem noi așa de mult. Ea merge până la capăt, că-i clismă, că-s grogoș, că-i vinete, că-i Vlad. Până la capăt merge. Ea s-a gândit că urmează clismă când la pătibii. Deci nimic, cum zice Piersic, doamnelor și domnilor, nimic în viață nu este împlântător. Da. Sigina, tortul cum a fost? Excelent. Excelent. Deci cu zâmbetul pe buze. Da. Am început farsele în tonic, la tonic. V-au plăcut farsele tonic? Vlad, te pup, cum ești? Ți-a venit inima în loc acum? Poți să vorbești ca ai microfon. Cum ești? Cum te simți? Ok. Cămașa întreagă pe tine. Păi așa o rup băieții de la microfon. Super. O emisiune în care nu își rupe nimeni cămașa de pe el. Eu mărturisesc că am terminat-o cu farsele. Gata, a fost de ajuns de 1 aprilie. Și după ceapa și usturoiul de vineri... N-am dormit 2 nopți pentru că e greu să dorm singur. Și să și miroșa usturoi. Partea bună este că a venit administratorul și am scăpat să nu plătesc cheltuielile. Ne vedem, domnul Nicu, mai vorbim, mai povestim. Ne vedem și noi mâine cu ediție normal de anormal, o ediție tonică aici de la 5:30. Până atunci dau cuvântul și frâul liber David and Six Martini Band ca să echilibrăm vârsta. Domnul Marius Zaciu on drums. Hei, tramvai, cu etaj și tras de cai. Hei, joven, ce umblai la Montjardin. Hei, bunic, cu monoclu erai chic. Hei, cantan, cu picioarele în tavan. Toate a fost la timpul lor ceva exagerat. Anii au trecut în zbor și lumea le-a uitat. Da, da, no, no. Da, 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 da. Hei, pletoși, cu pantaloni strâmbi și zoioși. Chitariști, zgomotoși și fanteziști. Mini-jup, foarte scurt și strâns pe trup. Hei, to break, îndrăcit ca un berbec. Toate sunt la mod acum și tot exagerat.
trece ca un vânt și tot va fi uitat. Nicule, ne pregătim de cântat. Hei, tramvai! 1, 2, 3 și... Tramvai! Cu etaj! Cu etaj și tras de cai! Hei, Joben! Ce la Montjardin? Ce umblai? Ce umblai la Montjardin? Hei, bunic! Hei, bunic! Cu monoclu! Cu monoclu, ieri ai aciu! Ai! Hei, can-can! Cu picioarele în tavan, toată a fost la mod acum și tot exagerat. Timpul trece ca un fum și tot va fi uitat. Da, da, no, no. Vă spun la revedere și vă invităm să ne onoriți și mâine aici pe Transilvania Luptonic Show. Da, 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 da,